produse terminate, empties, garbage, a la pubel, ce o să ajungă la gunoi. Nu știu, în ultima perioadă, adică anul ăsta, în loc de produse terminate, empties, am denumit clipurile a la pubel, en français, pentru că, nu știu, așa am simțit. În fine, hai să nu mă lungesc, am foarte multe, foarte multe și iar cred că mai am pe la baie chestii rămase, dar data viitoare, e în regulă ca să nu exagerăm. Deci, am o sacoșică și am și lădița. Este foarte grea. Hai să încep cu lădița. Cred că ce a fost în sacoșă, pur și simplu s-a împrăștiat în momentul ăsta. Ar trebui să fie două cutii cu vopseaua cu care m-am vopsit prima dată după... Na, o să fac, tot zic că o să fac, o să fac un clip în care vă povestesc. După 8 ani de zile am zis vreau să mă vopsesc, vreau să fiu oară mie, cumva. Și am început cu L'Oréal Excellence 743 Blonda Rămiu. Nu avea cum să-mi iasă ca pe cutie. Normal că nu avea cum să-mi iasă. Părul meu este un șaten mai închis, așa. Eram conștientă că nu o să-mi iasă, dar mi-a ieșit frumos ce mi-a ieșit. Mi-a ieșit o culoare foarte, foarte ok. Nici n-aș fi vrut din prima să fiu așa. Și am folosit două cutii care mi-au ajuns pentru tot părul meu lung și des. În fine, nu e foarte des, dar e des. M-am vopsit din nou cu altă vopsea, dar n-am adus-o la empties. Dar o să fac. Cât de curând o să filmez despre experiența asta cu vopsitul și vă arăt tot ce folosesc, etc. Pentru că vreau să vă povestesc, nu de alta, și altfel am tendința prin alte clipuri să povestesc și mai bine fac un clip separat. Deci două cutii am avut care nu știu, nu știu pe unde sunt efectiv. De la... și iar stau să mă întreb de ce fac eu chestia asta în fiecare clip. Stau să mă întreb dacă v-am mai arătat sau nu. Dar am terminat retinolul de la L'Oréal. L-am terminat de mult și de asta vă întreb dacă vi l-am arătat sau nu prin alt clip cu Empties. Retinolul ăsta de la L'Oréal, care mă, să știți că nu a fost rău. Chiar nu a fost rău. Dar nici genul acela de retinol cu, să zic așa, efecte secundare. Descoameze pielea, nu știu, să știți că mă grăbesc un pic pentru că trebuie să plec la teatru și am maxim 30 de minute la dispoziție ca să filmez. Deci mă grăbesc și s-ar putea să mă bâlbâi și să fac o varză din cauza asta, dar da. E un retinol 0,2% pure retinol. E un retinol bun. Na, nu știu ce să vă spun. Nu mi s-a părut foarte puternic, pentru mine cel puțin, nu mi s-a părut foarte puternic, dar sunt obișnuită cu retinolul. Le iau super random produsele, nu o să le pun în ordine, nu vă supărați pe mine. Deep Sleep Pillow Spray de la This Works. De când e asta terminat? Dar îmi place foarte mult spray-ul ăsta pentru așternuturi care miroase a lavandă. Nu l-am mai găsit, nu cred că se mai găsește prin Sephora, dar nu-i problemă pentru că am descoperit la Viorica Cosmetic, am descoperit că au și ei ceva asemănător și mi se pare chiar mai mișto, pentru că pe lângă lavandă sunt și alte ingrediente, mușețel, nu mai știu ce mai e pe acolo și miroase foarte, foarte plăcut. Și în momentul în care schimb lenjeria sau schimb fețele de pernă, vin cu puțin spray de ăsta peste așternuturi și se reîmprospătează parcă mirosurile și nu știu, îmi place, îmi dă așa un... Da, așa un aer cozy, nu știu cum să spun. În fine, îmi place, asta e, să depășim momentul. Numizmed, o cremă de mâini cu uree, 10% uree. Este o cremă de mâini super hidratantă și vă spun sigur că am folosit-o pe călcâie, fiind cu 10% uree, mi-a făcut foarte, foarte bine. Dar și pe mâini, că ce rămânea, vă dați seama că întindeam pe mâini. Bine, hai să nu vă arăt rimel, să vă arăt o cremă de mâini de la Sephora. Cred că am primit crema asta de mâini cadou de ziua mea anul acesta. Este varianta cu cocos, a mirosit foarte, foarte bine și mi-a plăcut pentru că se absorbe foarte repede. Este de fapt ca un balsam, zic ei, da? Nu cremă, este balsam, s-a absorbit foarte, foarte repede și cred că o să-mi recumpăr că e și micuț așa, poți să o iei prin geantă, e ce trebuie. Revox, cred că v-am mai arătat produsul ăsta, dar asta fac așa, posibil, dacă poate tai, dacă e, verific și tai ulterior. Dar în fine, de la Revox, SPF-ul de la Revox, care îmi place foarte mult, este un SPF accesibil, care face o treabă foarte bună și îmi place și vara, dar în special în anotimpul rece, nu știu, mă înțeleg foarte bine cu el. Mi-am cumpărat altceva,
Mi-am recumpărat, de fapt, de la Beauty of Joston SPF-ul, l-am luat de Black Friday, cred că deja a apărut clipul cu ce mi-am cumpărat de Black Friday și vă las link pe ecran. Defense Paula's Choice Essential Glow Moisturizer cu SPF 30, am avut varianta asta micuță. Este un SPF foarte, foarte bun, e și ușor colorat, este foarte bun pentru persoanele cu un ten mai uscat sau un ten mai matur. Pentru tenul gras, cum si cum sa, adică eu cu tenul gras m-am înțeles așa și așa cu el, dar este un produs foarte mișto, repet, pentru tenurile uscate. Au și variantă pentru tenul gras, să nu mă înțelegeți greșit. Eu pe ăsta l-am folosit mai mult în jurul ochilor, pentru că nu ustura. Un... SPF de la L'Occitane pentru corp cu verbină, din gama cu verbină. Foarte mișto SPF-ul acesta pentru că are un efect răcoritor pe piele cumva. Foarte, foarte mișto. L-am folosit vara pe corp și intră și foarte bine în piele. Și cred că la vară o să mi-l recumpăr. Mi-a plăcut pentru corp. M-am înțeles bine cu el. A fost și un moment de curățenie prin dulap. Să nu credeți că... Adică sunt de multicel unele terminate. Am și făcut curățenie și pe unele am zis, bă, vreau să le arăt la cameră. Loțiune după plajă 3-in-1 de la Gerovital San. Foarte mișto, spray, fâs-fâs, te-ai dat cu ea, ai masat să intre în piele. You're good to go, nu lipește, nu rămâne lipicios, nu nimic. Foarte mișto și efect răcoritor. Dar da, mișto dacă te duci la plajă și ești așa încălzită, pielea e fierbinte și vii cu spray-ul ăsta, e o senzație aparte. Am încercat să, uite, liniștește, răcorește, revitalizează. Am încercat să folosesc ce a mai rămas, bine, oricum, la plajă nu prea am fost, dar vara, seara, după duș, foloseam produsul ăsta. Am încercat și acum, în anotimpul rece, dar nu e ce trebuie pentru anotimpul rece. Este pentru plajă sau oricum pentru vară, pentru că e chiar potrivit, e acolo, răcorește, chiar răcorește. Da, random. Fetișoare parfumate, care sunt foarte mișto, de asta le-am pus aici, pentru că mi-au plăcut foarte mult ca miros, sunt cumpărate de la Hathor House. Sunt un pic mai scumpicele, hai, na, să zic așa, decât cele pe care le găsim prin supermarketuri, alea clasice de la Hem, care sunt, erau cândva 5 lei, acum cred că au ajuns și alea pe la vreun 7 lei, nu mai știu, că n-am mai luat de mult. Dar este o diferență și ca miros, și cum persistă, și cum arde, și compoziție. Este o diferență, sunt mai mișto astea. Și, în fine, Goloca, cred că este brandul, Saffron și Shandan. Nu mai știu, mi-a plăcut una în mod deosebit, dar nu mai știu care. Ia să le miros, poate îmi dau seama. Shandan. Cred că asta cu, cred că Saffron mi-a plăcut mai mult. Nu-mi dau seama. Nu. Shandan mi-a plăcut mai mult. Asta. Da. Și de la Nor, Oud Cristal. Au mai multe variante, am mai avut de la ei și toate miros destul de bine. Da. Și sunt așa mișto, să deschid așa cutia, adică pe șmecherie. Aici e pliculețul care e gol, adică eu ard bețișoare pe bandă rulantă. Nu chiar pe bandă rulantă, dar ard bețișoare destul de des. Am fost la Hathor House și mi-am făcut plinul de bețișoare, ca să zic așa, că astea dacă s-au terminat, aia a fost. Bun, ce mai avem pe aici prin lădița noastră? A, uite, că dacă tot sunt la chestii random, hai să vă arăt o gumă de mestecat. O gumă de mestecat luată din farmacia Tei. Cumastic este o gumă de mestecat grecească, gumă de mestecat fără zahăr cu îndulcitor cu mastic. Așa e, da, e pe dos scrisul pe spate, trebuie întoarsă așa, vedeți? Da, cu mastic natural din chios și ulei de mastic. Foarte interesantă guma asta, a fost vreo 10 lei, a costat enorm, dar am zis vreau să încerc. Interesantă, chiar interesantă, nu e mentolată, nu e genul ăla de gumă de mestecat. Avea și o textură așa mai aparte. În fine, am încercat-o odată, mi-am făcut amblaua, e ok, nu o să o recumpăr. Încă o cremă de mâini, British Rose, de la The Body Shop, care la fel a intrat foarte bine în piele și o textură foarte, foarte ușoară și foarte hidratantă și mirosul ăla de trandafir, persista bine de tot. Rimmel, mascara, am terminat, bine, unele sunt săracele vechi și rămăseseră pe acolo, tot ce le țin, de ce le țin, trebuie să le aduc la Empties mai repede. Primerul pentru gene de la Delia, acesta este, Delia Cosmetics, da, n-ar să facă focus pe el.
că e alb. De la Estée Lauder, Estée Lauder, Sumptuous Extreme, îl am din setul de sărbători de anul trecut și setul de sărbători a apărut și anul acesta. Este un alt porfard, dar conținutul este la fel de mișto, parcă mai mișto decât anul trecut. Prețul e un pic mai mare față de anul trecut, dar în fine, dacă prindeți și o reducere, mai aveți pe acolo pe card, la Sephora sau pe Notino un cod de reducere, luați la un preț cât de cât mai ok sau eventual direct pe site-ul oficial Estée Lauder România. Este un rimel care îmi place, dar aplicatorul este mare, este mare. Dacă aveți ochii mici, gene, micuțe, ăsta este foarte mare. Da, dar îmi place, ca rimel îmi place foarte mult. Ceva Big Lash, cred că asta a fost de la Wet n Wild? Nu, de la Revolution Makeup. Un rimel ok, a funcționat. Preferatul meu, Drugstore Essence Lash Princess, cel cu verde. Deja știți că îmi place foarte mult, ea nu știu câte oară când vă arăt rimelul ăsta. Lash Freak de la Urban Decay. Băi, are aplicatorul la ciudățel și aplicatorul ăsta chiar este ciudățel și nu știu ce să vă spun, nu prea m-am descurcat cu el. Deci uitați ce... Wolverine. Eu n-am văzut vreodată vreun film cu Wolverine, dar cunosc personajul și care niște ghiare din metal, whatever. Da, aplicatorul ăsta e ciudățel și nu știu, punea prea mult produs, lua prea mult produs în aplicator, nu distribuia uniform, nu pot să spun că mi-a plăcut aplicatorul. Ca formulă era bun totuși, dar aplicatorul am lucrat foarte greu cu el. Și Essence Volume Booster Lash Primer. Foarte bun acest primer pentru gene de la Essence. Din păcate la noi am văzut că nu se găsește. Eu mi l-am cumpărat anul trecut din Bulgaria. Am fost anul trecut în perioada aia când sunt zile libere. 30 noiembrie, 1 decembrie. Am fost în Veliko Târnovo și am intrat în DM acolo, normal. Și mi-am luat ăsta și foarte bun. Foarte, foarte bun. Na, asta a fost. Am și parfumuri în lădiță, dar le las la final parfumurile. Hai să trecem la sacoșică. Apă de gură Sensodyne, care îmi place foarte mult. Sensodyne. Very nice, I like it. De la Bioboma. Nu știu ce brand este acesta. Raywell. Sau Raywell este brandul. Nature Performer. Bioboma. E, pe astea și le-a cumpărat mama sau le-a primit cadou. Cred că și le-a cumpărat și a zis că ea nu prea se înțelege cu ele și mi le-a pasat mie, ca să zic așa. Și am zis, mersi să rămână aboda proste, le-am luat că eu nu sunt chiar așa pretențioasă, mai ales că atunci când le-am luat de la ea nu eram încă vopsită. Și mă, mi-au plăcut. Adică, nu știu. Mi-au plăcut. Îmi lăsau un păr destul de strălucitor, hidratat, nu mi-au plăcut ca miros neapărat, nu știu, era un miros așa mai de natural totuși, nu era rău, dar nu era așa ceva foarte parfumat. Să vi le și arăt totuși până la urmă, dacă tot vorbesc despre ele. Mai, deci bune, produse bune, mi-au lăsat părul fin, strălucitor și cam asta am de zis despre ele. Mi-au plăcut, na, ce să zic. În fine, eu cumva, de ce fac așa? Nu sunt extrem de pretențioasă la capitolul șampon, balsam. Acum că m-am vopsit, sunt un pic mai pretențioasă pentru că, da, șamponul special pentru părul vopsit chiar face o diferență și nu mai iese chiar atât de multă culoare la spălat, dar nu folosesc la fiecare spălare șampon Color Protect. Mai folosesc și un șampon pentru părul uscat, pentru că am și părul uscat, mai ales acum că mă vopsesc, se usucă și mai mult. Da. Măști mai hidratante, care nu sunt neapărat Color Protect, etc. În fine, de la L'Oreal, Revitalift 1,5% acid hialuronic. Mi-a plăcut foarte mult acest acid hialuronic, foarte, foarte mult, a făcut o treabă excepțională și mi l-aș fi recumpărat, dar de Black Friday mi-am cumpărat altceva, am vrut să încerc și altceva până la urmă, dar este un acid hialuronic foarte bun acesta. Un acid hialuronic care să hidrateze și să facă treaba de acid hialuronic. Asta este. Își face treaba de acid hialuronic. E șmecher. Îmi place. Și are cât? Cât a avut? 30 ml și mi-a ajuns, oho, destul de bine. Destul de bine. Oh, simt că am obosit. Eu sunt pe repede înainte, că v-am zis că am bilete la teatru și mă grăbesc să nu întârzi, că nu-i frumos. Mastrel, feminitate pură, sensitive, șervețele umede, intime. Intime. Da?
Șervețele umede, intime, mintime. De ce nu pot să vorbesc? Nu mă contează. Mi-au plăcut. Nimic cu... L-am lăsat că dacă nu pot să vorbesc, ce să mai zic. Mi-a plăcut. Deci mi-au plăcut șervețelele. De la Avant. Asta este o cremă de la Avant pe care o am dintr-un beauty box Pick & Dazzle, colaborare cu Avant Skincare. Crema de zi cu arginin și a butter cottonseed manitol. Și crema asta a ajuns la mama și mama mi-a zis așa, că a fost excepțională. Vă dați seama că eu mai îndrăznesc să intru în casă fără crema asta? Nu mai îndrăznesc. Bine, îndrăznesc dacă am și o cheie. Dar glumesc, vă dați seama. Dar mama a zis că i-a plăcut foarte mult, a zis excepțională. Eu îi duc fel și fel de produse și nu cred că mi-a zis vreodată despre vreo cremă sau vreun produs pe care îi l-am dus că excepțional. Deci dacă a zis că este excepțional, înseamnă că i-a plăcut ceva de vis și o să fiu atentă când mai prind vreo cremă de asta să eu duc ei direct, pentru că i-a plăcut și o să păstrez recipientul ăsta undeva deoparte, nu-l arunc ca să țin minte. De la Dr. Fitterman Whitening Shower Gel. V-am arătat într-un clip anterior cu Empties crema pentru albirea pielii și ăsta a fost gelul de duș. Faza este că nu albire, că vrei tu să fii albă ca hârtia sau ca brânza. Dacă ai pete pigmentare pe corp, produsele acestea te ajută să scapi de acele pete pigmentare și vă spun că mi se pare că au făcut diferența și că s-a văzut, ba în coate unde pielea by default în general, nu la toată lumea, dar în general e un pic mai închisă pielea în cot, mi se pare că a făcut diferența. Da, nu am pete pigmentare pe corp, dar acolo unde așa chiar au funcționat, dar gelul de duș în combinație și cu loțiunea, cumva separat. Na. Și plus că loțiunea rămâne mai mult timp pe corp decât gelul de duș. Am un fir de păr care mă deranjează. Gata. Uite, încă un șampon. Da, ceva s-a vărsat pe aici. Am stricat sacoșica. Elsev Full Resist cu Aminexil. Am avut loțiunea pe care am terminat-o de mult, dar acum am reușit să termin șamponul și balsamul. Mi-a plăcut această gamă. Dacă, uite, balsam descurcare fără rupere cu Aminexil, biotină și arginină. Este gama, uite, păr fragil cu tendință de cădere. Este gama pentru dedicată părului care cade, da? Este împotriva căderii părului. Și chiar este o gamă eficientă, dacă mă întreb pe mine, pentru zona asta de supermarket, da? Le compar cu categoria lor. Chiar este o gamă eficientă, au făcut o treabă destul de bună și toate produsele împreună chiar au făcut pentru mine diferența. Mi se pare că părul meu oricum părul crește, da? El îți crește în lungime. Da, mi s-a părut că și astea, și tratamentele, și toate combinate pe aceeași direcție, împotriva căderii părului și pentru efect de creștere, că a crescut mai bine părul, nu știu. Poate mi s-a părut mie, dar mi-au plăcut, sunt eficiente. Deci, ceva curs și nu-mi place, sunt sticky pe mâini și nu mai știu, nu mai am unde să le pun, nu că nu mai știu, le pun tot în lădiță. Mai am fine. Bun, hai că nu mai... De la ceva separat, ce am scos separat ca să vă arăt, de la Excellence, în cutia cu vopsea, a fost un șamponel care mi-a plăcut foarte mult. A fost un șamponel mișto de tot la vopsea. Ăștia la vopsea bagă chestii mișto, îngrijire complementară, dar nu le găsești de cumpărat. Tub mare. Na, asta e. De la Tezorii d'Oriente, gelul de duș Karma, care mi-a plăcut foarte mult ca miros, foarte, foarte mult. De mult nu mi-a mai luat un gel de duș, în ideea în care m-am dus la raft, l-am văzut, mi-a plăcut, îl cumpăr. Dar pe ăsta fix așa a fost. L-am văzut, mi-a plăcut, l-am cumpărat, miroase super, super, super bine și mi-a făcut plăcere să-l folosesc și îmi plac în general gelurile de duș de la Tezorii d'Oriente. Și o loțiune de corp pe care am terminat-o în 2 timp și 3 mișcări de la Sephora. Sephora Collection, varianta cu argan. Mi-am cumpărat produsul acesta în perioada vânzărilor private. Îl țin așa că și ăsta s-a murdărit. Nu știu ce s-a scurs în sacoșă. Sper că n-am stricat. E o sacoșică mică de la My Geisha, dar am primit-o și eu de la o prietenă. Că nu mi-am cumpărat niciodată ceva de la My Geisha ca să primesc sacoșă. Da, mă, în fine. Deci mi-am luat asta în perioada vânzărilor private. Nu mai știu când au fost, cred că prin septembrie și... N-a fost oricum singura cremă pe care am folosit-o, dar am folosit-o la greu și am terminat-o foarte repede și mi-a plăcut foarte mult și o să mi-o recumpăr. Este foarte mișto, intră bine în piele, miroase plăcut, e ce trebuie.
parfumuri. Am zis că am terminat parfumuri, dar încep cu o mostră. Dolce & Gabbana Devotion este cea mai recentă lansare de la Dolce & Gabbana. Și, băi, știți ce mi-a plăcut? Este un parfum gurmand. Mi-a plăcut. E așa vanilat. Dar știți cum? Când am mirosit în magazin prima dată, uite, așa arată... Na, ambalajul de la mostră. Când l-am mirosit prima dată în magazin, am zis este ca un fel de light blue, dacă știți light blue de la Dolce & Gabbana, light blue, dar trecut prin vanilie și chestii prăjiturici, miroase ca un fel de panetone, cu vanilie și lămâie, cam așa miroase. Miroase bine și știți ceva? Rezistă destul de ok. Rezistența lui este chiar decentă, chiar peste multe alte parfumuri din prezent care sunt acum lansate și wow, amazing, ăsta chiar rezistă câteva ore bune peste 5 ore, mi s-a părut mie personal că rezistă. Mi-a plăcut foarte mult și ca miros și ca tot, m-am simțit foarte bine purtându-l, e un parfum destul de feminin așa și foarte, cred că potrivit chiar de perioada sărbătorilor, pentru că miroase a fix la asta nu ce cu gândul, la panetone. Ca miros. Na. E mișto, o să îl am în vedere, poate pe viitor o să-mi cumpăr o variantă poate de 30, n-aș exagera, pentru că am destule parfumuri, nu de alta. Și apropo de parfumuri, am reușit să termin și eu două parfumuri, mi-am propus în vara asta, în toamna asta să termin și pentru iarna asta iar am target să termin măcar încă două parfumuri. Am terminat Libre de la Yves Saint Laurent, varianta Eau de Parfum Intense. Mi l-am cumpărat anul trecut de Black Friday și deci într-un an l-am terminat, ca să vă dați seama cât de mult îmi place. Și îmi place foarte mult și varianta nouă de la Libre, Platinum ceva. Speram să-mi primești și eu de la Yves Saint Laurent varianta aia nouă, dar n-am primit. Am vorbit atât de mult de Libre, dar nu de-aia primești că vorbești mult. În fine, speram și eu să primesc cadou, ce să vă spun. Sunt sinceră cu voi, că n-am de ce să fiu altfel. Dar o să-mi cumpăr singură, e în regulă, că aia e. Femme de la Rocha, ador parfumul acesta, l-am terminat, a fost mișto, lins spre lins, n-am mai lăsat nimic în sticluță, absolut nimic, e goală. Empty, de... bine, mai e dat pe fund și nu mai pot să scot. Superb, din păcate este foarte greu, foarte greu de găsit și nu o să stau acum să mă dau peste cap pentru el, dar îmi place foarte mult. Am backup, nu mă înțelegeți greșit, mai am încă unul plin ochi, pe care deocamdată nu îl desfac. Wow, și am terminat cu Empties, în timp, sunt în timp, e bine, mă duc să mă schimb, plec la teatru. Spuneți-mi, nu știu, mă uit așa pe lângă mine, cred că am arătat tot. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii, ce ați mai terminat, ce ați încercat, dacă ați încercat ceva din ceea ce v-am arătat, cum vi s-au părut, v-au plăcut, nu v-au plăcut, păreri, impresii, spuneți-mi în comentarii și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja, mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și în Quest. Și până data viitoare, v-am pupat, cele bune, la revedere!